Gigi Becali dinamitează campania electorală, vorbește despre eforturile PSD-ului de a se asigura că George Simion intră în turul al doilea. Gigi Becali spune, m-a sunat Crebenciuc și mi-a spus, mâine Gigi, haide să-l băgăm pe Simion în turul 2. După ce a făcut aceste declarații Gigi Becali, a urmat un val de reacții. Marcel Ciolacu, George Simion, alți lideri politici care reacționează, care vorbesc despre toată această poveste. Bine, Ciolacu spune mai multe lucruri, spune că înțelege subtextul declarațiilor lui Gigi Becali, spune că înțelege la cine se referă Gigi Becali când vorbește, de exemplu, despre cel mai important om din România. Aș vrea să ascultăm, înainte să le mulțumesc invitațiilor mei, să ascultăm declarația făcută de Marcel Ciolacu în această dimineață. După ce, vă reamintesc, Gigi Becali, care candidează la Camera Deputaților din partea AUR, a declarat aseară la Realitatea TV că Viorel Hrebenciuc i-ar fi vorbit despre dorința PSD de a-l duce pe George Simion în turul al doilea al prezidențialelor. Ascultăm reacția lui Ciolacu. Nu există așa ceva, da. Deci negați această implicare. Să știți că l-am ascultat și eu pe domnul Becali, s-a supărat după o intervenție de-a mea la Fanatic și unde cred că nu a ascultat toată emisiunea, fiindcă eu n-am avut, dimpotrivă, am zis că există primari care iau banii publici și duc în fotbal și deodată vor să devină Becali. Ceea ce este total anormal, trebuie modificată legea, pentru că oamenii aleg un primar, cred că pentru cu totul și cu totul altceva, să facă școli, să facă drumuri, grădinițe, nu să fie șef de club de fotbal. Să vorbească, dar sunt prieteni. Păi și dacă domnul Hrebenciuc i-a spus toate lucrurile astea, credeți că minte domnul Hrebenciuc? N-are ce face acum că a ieșit din închisoare? Nu știu cine minte sau nu minte. Știți cum e, când sunt alegeri cu asemenea miză, toată lumea vrea să-l bage capul în poză. Asta nu înseamnă că are vreo legătură cu mine. Dar a spus multe domnul Becali. A zis multe, da. A spus și cu domnul Pandele, colegul meu și soțul doamnei Firea, cum stătea cu un domn, cred că se referea la domnul Pahonțu de la SPP. Da. Eu cred că am depășit acele vremuri și cred că e cazul să ne astâmpărăm, să ne vedem, să lăsăm românii să voteze. Că face toată lumea jocuri, ori face, dar nu mai sunt vremurile când făceau jocuri. Multe cuvinte nespuse, multe sensuri pe care Marcel Ciolacu lasă să se audă în această declarație. Vorbește despre generalul Pahonțu, cel la care Gigi Becali ar fi făcut referire ca fiind cel mai puternic om din România. Atenție! Becali nu dă numele lui Pahonțu, spune doar, citez, are cea mai mare putere din România, mi-e frică de omul ăsta, și vom auzi declarația lui Gigi Becali pe această temă. Până atunci, haideți să auzim cam care a fost motivul pentru care Becali a simțit nevoia să vorbească despre intervențiile făcute de Hrebenciuc, de oameni apropiați PSD-ului, pentru ca George Simion să poată intra în turul al doilea. Hai să spun un lucru. Eu pe mine am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis, bă, Gigi, hai să-l băgăm pe Simion în turul 2. De, acum vreo lună jumate. De dar am vorbit și cu Ghiță. Deci Hrebenciuc e prietenul meu, e fratele meu. Dar a rămas singurul prieten adevărat din toți prietenii mei. E caracter, bă, lumea vorbește în fel și chip, dar e un mare caracter. Să vă și putem, Gigi, hai să-l băgăm pe Simion. A zis, bă, Viorele, uite care-i treaba. Hai să-l băgăm. Dar după aia, în turul 2, să nu vă apucați să-l atacați pe Simion. Să-i lăsăm să se bată, să vedem cine e mai puternic. Și atunci a zis, bă, Gigi, să intre el în turul 2 și după aia să facă ce vor. A zis, bă, o să ți-l bată măr, pentru că Ciolacu nu-i politician, el săracul e un băiat și el pe acolo și a... un băiat bun. Că băia rău nu e. Sebi Ghițică era tot așa, era lângă mine ăsta, Simion, la palat. Și l-am sunat eu și cu tare. Și mi-a zis Sebi, băi, na, Gigi, hai să-l băgăm pe în turul 2, pe Simion. Deci bine, mă, dar îl băgăm în turul 2.
Gigi Becali vorbește despre o mobilizare națională și internațională pentru intrarea lui George Simion în turul al doilea. Ce efecte au aceste declarații? Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Este în studio alături de mine Victor Ilie, deputat al USR. Într-o zi în care domnul Ilie, domnul Ciucă, cere retragerea doamnei Lasconi din cursa prezidențială. A cerut aseară, dar presupun că încă sunteți sub efectul acestei declarații pe care o vom comenta. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Îl salut pe domnul Bogdan Matei, este senator al PSD. Bună ziua, domnule Matei, vă mulțumesc mult. Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație. Virgil Guran e senator al PNL, vă salut, vă mulțumesc, domnule Guran. Și eu vă mulțumesc, sărut mâna. Nu în ultimul rând, ni se alătură domnul Dan Tănase, purtător de cuvânt la AUR. Bună ziua, domnule Tănase, vă mulțumesc și dumneavoastră. Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație. Domnule Matei, încep cu dumneavoastră, dar mai întâi, haideți să vedem de ce simte nevoia Gigi Becali să vorbească despre un personaj pe care îl caracterizează ca fiind cel mai puternic om din România. Imediat după declarația asta, Marcel Ciolacu zice că știe la cine se referă, se referă la generalul Pahunțu, deși Gigi Becali nu spune cu nume și prenume că e vorba despre Pahonțu. Urmărim declarația lui Becali pe această temă pentru că s-ar putea să fie un element ajutător în decriptarea declarațiilor politice din ultimul timp. Și acum îi zic ei că rău mai mic. Adică rău mai mic să aveți, doamne, partid extremist. Hai să vedem noi, că eu ce-am fost la un parastas, la o mormântare și era și un parastas acolo. Și era acolo unul care e un șef de serviciu important din România. Așa. Care a spus, și omul ăsta mi-a spus, Mandele, nu-i dau numele, că mi-e frică de asta. Mă înțelegi? Așa. Mandele mi-a spus, bă, și ăsta conduce România. Nu vă dau numele, și voi, dar nu-i dau numele că nu vreau să am probleme, că și un om de treabă. Și omul ăsta a zis, domnule, ce dacă intră în turul 2 și Ciucă și Simion, îl bate în băt pe Ciolacu. Așa că el, dacă îi se promite persoana asta, dacă îi promite lui Ciolacu, îi promite degeaba. Acolo a spus că mănâncă bătaie. E omul ăsta care spune, eu e un om foarte important, eu nu știam că atât de mare putere are. În ultimul timp am aflat că mi-a spus Pandele că are cea mai mare putere din România, persoana asta. Eu nici acum nu cred. Dar persoana asta așa a spus. La un parastas la Cernica s-a dus Gigi Becali. La Cernica a fost înmormântată acum câteva zile îndrăgita și respectata prezentatoare de televiziune din epoca comunistă, doamna Delia Budeanu, care este mama lui Radu Budeanu de la Cancan. Domnul pe care l-ați văzut în fotografiile alea cu Joană, la ziua lui Tucă. Era cu Joană, cu toată lumea la masă. Se strânge, ca să înțelegem și noi, domnul Matei, că n-aveți prea multe informații despre cel mai puternic om din România, domnul Ciolacu, care zice că știe el la cine se referă Nea Gigi, care zice că l-au sunat mulți, inclusiv domnul Hrebenciuc. Spuneți-ne și nouă, există din partea Partidului Social Democrat vreo mobilizare privind intrarea lui George Simion în turul 2? Nu, din nou. Nu. O mobilizare, eu sunt la mine în jur. Campania este foarte campania așa cum... Refacem legătura cu Bogdan Matei, pentru că nu se aude foarte bine. Domnule Guran, care este interpretarea dumneavoastră? Credeți că ar putea schimba ceva în campanie electorală declarațiile astea? Nu credeți sau nu ne auzim? Refacem legătura și cu domnul Guran până la urmă. Merg la dumneavoastră. Bine. Da, acum vă auzim și noi. Vă rog, bine. Vă rog, domnul Guran. Eu cred că se vor schimba anumite lucruri pentru că nu sună bine deloc ceea ce am auzit. Și sincer să fiu, îl cunosc pe Gigi Becali, e un om sincer. Totdeauna spune ceea ce aude, ceea ce gândește. Deci este omul care spune
lucrurilor pe nume și pe față, așa. Acum, ce s-a întâmplat, ce strategie există, ce discuții sunt, asta n-am de unde să știu. O să vedem, pentru că noi, cei care suntem în teritoriu, simțim și de fiecare dată când a fost câte un joc de culise, așa cum spunea Ciolacu, l-am observat în timpul campaniei sau în timpul votului și, din păcate, de multe ori în România au reușit aceste jocuri. Adică v-au luat prin surprindere pesediștii de fiecare dată, asta ne spuneți? Nu neapărat. Uite, să vă spun ceva și mi-asum ce spun. Zice. Pentru că s-a sunat și la 1-1-2. Ei, au existat o strategie, cel puțin în Dâmbovița, de a se dea 4 buletine de vot cu primar, în loc să se dea cu Consiliul Județean și așa mai departe, ca să iasă primar. Dar e mic exemplu pe care ni-l dați. Suntem în politica mare. A fost la scară mare și a influențat. Deci sunt niște strategii care se fac și se respectă de către unii care știu să facă jocuri. Deci vă mențineți în continuare declarațiile la nivel de partid că PSD-ul va muta voturi către Simion? Asta rămâne de văzut, dar este foarte, foarte clară situația că sunt avantajați și își doresc să ajungă cu Simion în turul 2 și nu cu Nicolae Ciucă, că vor avea probleme. Cu Simion, părerea mea și a multora și a celor care fac sondaje este că nu au probleme. Și atunci și-l doresc pe George Simion și vor face tot ce pot ca să ajungă George Simion. Este logic. Domnule Tănase, aș vrea să știu de ce atâta mobilizare, că acum domnul Becali este candidat al AUR pentru Camera Deputaților, da? Lucrurile sunt oficiale, sunt clare și domnul Becali spune că nu mai poate răspunzând la telefon atâtor oameni care și l-ar dori pe Simion în turul 2. Da, asta trebuie să-i întrebați pe cei de la PSD de ce se agită atât de tare. Dar noi, eu nu înțeleg unde... Deci confirmați că sună oameni de la PSD pentru ca Simion să intre în turul 2? Eu nu vă confirm asta. N-am de unde să vă confirm asta. Eu v-am spus să întrebați pe cei de la PSD, pe cei care sună. Dar eu vă spun, eu nu înțeleg unde-i noutatea acestei informații. Că noi vă spunem de peste 2 ani... Ce, că Hrebenciuc îl sună pe Becali, că sunt și alții... care sună pe Becali să-l bage pe Simion în turul 2, iertați-ne, nu suntem așa inițiați ca dumneavoastră. Ni se pare interesant. Sigur că da. Nu am eu cum să confirm sau să infirm ce zice domnul Becali. Eu vă spun doar că acest scenariu, noi vi l-am spus, de peste 2 ani de zile v-am spus că PSD va încerca cu disperare să pună din nou în scenă scenariul din 2000 Iliescu-Vadim, sperând că o să câștige din nou Iliescu. Doar că suntem totuși 24 de ani mai târziu, lumea s-a săturat de Iliescu și de păpușile și marionetele lui Iliescu, de cei care au luat binecuvântare de la Iliescu, și evident că e frica foarte mare. Într-o finală, Ciolacu, Simion va câștiga cu siguranță. Dar nu pot să nu remarc că PSD a rămas cu Hrebenciuc șef de campanie în continuare. Deci, în continuare, un mare baron al PSD-ului, care au trădit viețile oamenilor atâția ani de zile, iar de ce pion important este la PSD Hrebenciuc, șef de campanie. Dar de ce vorbiți urât? Pentru că domnul Hrebenciuc și-l dorește pe domnul Simion în turul 2. Dă telefoane, se agită. Simion e sigur că da. Domnul Hrebenciuc este un fost baron local. Domnul Hrebenciuc are niște ani la pușcărie, condamnare, deci... Este un personaj de tristă amintire pentru România. Nu se leagă nimic bun. Nu înțeleg până la urmă. Vă face bine sau rău că domnul Hrebenciuc pledează pentru domnul Simion? Eu spun doar atât să se consemneze acest detaliu. Noi, cei de la AUR, noi nu căutăm pe nimeni ca să-l ajute pe domnul Simion. Asta e foarte important de precizat. Noi n-am căutat pe nimeni, de altfel nici domnul Becali n-a căutat pe nimeni. Toată lumea este disperată pentru o finală, să reitereze finala din 2000, Iliescu-Vadim, crezând că de data asta va câștiga tot Iliescu. Sau nu va câștiga Iliescu, va câștiga cel care a fost, este, care ia lumină de la Iliescu, respectiv Ciolacu. Acest lucru nu se va întâmpla. Simion și AUR nu are nevoie de voturile PSD, nu are nevoie de combinațiile PSD, n-are nevoie de scenariile pe care le visează PNL și am spus acest lucru foarte clar încă de la început. Dar, repet, noi vă spunem de peste 2 ani, da. Dar ăsta e scenariul pe care îl visează PSD. Vestea proastă este că românii s-au trezit și înțeleg foarte bine că nu mai pot continua cu aceleași personaje și, da,
temerea și frica este foarte mare pentru că Simion va câștiga într-o finală. Ciolacu, Simion, cu siguranță Simion va câștiga. Acum, domnule Ilie, toată povestea asta duce cu gândul la un blat între AUR și PSD. Gigi Becali o spune indirect. Și mi se pare interesant că deja nu mai vorbim despre declarații, programe și așa mai departe, vorbim despre sforari, oameni puternici care fac jocuri, niște domni care știu mai bine decât știu românii și că, de fapt, votul nu prea contează. Asta e problema. Bineînțeles că votul contează. Haideți să trecem peste declarațiile fiecărui membru de partid care zice că al lor candidat va câștiga. Nu o să zic că Elena Lasconi va câștiga alegerile prezidențiale, cum au zis cei de la PNL, cum au zis cei de la AUR. Dar avem o declarație și, din punctul meu de vedere, trei concluzii. Declarația este a unui condamnat penal, Gigi Becali, care vorbește că a fost sunat de alt condamnat penal, Viorel Hrebenciuc, să facă acest blat. Și că a mai vorbit în acest sens și cu un om urmărit internațional, domnul Sebastian Ghiță. Bun, dar dincolo de calitățile astea, sunt oameni influenți, toți trei. Sunt oameni influenți, dar concluziile, care sunt concluziile acestei afirmații? Prima concluzie este că și PSD, și PNL, și AUR, care de multe ori votează alături de PSD în Parlament, sunt practic capetele aceluiași balaur. Și ei aici încearcă să dea, încearcă să dea. Două secunde că nu v-am întrebat. Stați puțin, nu v-am întrebat, domnul Tănase. Domnul Tănase, nu e despre proiecte, e despre pe cine votăm la prezidențiale, vă rog. Avem acest balaur cu trei capete care încearcă să simuleze o ceartă. Nu încela cu a zis, domnule, nu mai crede nimeni că ne certăm. Ei sunt, a zis-o foarte clar. Asta e prima concluzie. A doua concluzie este cetățenii ar trebui să ia cu sare tot ce se zice acum de către politicieni în campania electorală. Da, adică și hai lămâie, să din păcate, sare și da. Lămâie, sigur că da. Dar faptele care sunt? PSD n-a mai câștigat prezidențiale din anul 2000, când a fost un scenariu similar cu ce se povestește acum. Acum câteva săptămâni, membrii CCR numiți de PSD au scos-o pe Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale, crescându-i astfel șansele lui Simion, și care aleargă cumva pe același... Zice că în felul ăsta PSD-ul face jocul Rusiei. Exact. Astea sunt niște... Sunteți de acord cu Ciucă? Astea sunt niște fapte care nu pot fi contestate. Da? Deci o chestiune fără precedent, mult mai gravă decât ce se vorbește acum, că se dau 10-20 de voturi pe secție, ci... interzicerea unei candidaturi pentru niște motive foarte vagi și neclare. Asta este o chestiune extrem de gravă care, fără îndoială, s-a făcut cu mâna judecătorilor numiți de PSD la Curtea Constituțională. Și cea de-a treia concluzie pe care eu o am este că niciodată n-a mai fost, mai ales că a zis și domnul Ciolacu, domnule, hai să nu mai vorbim de justiție, dar plecăm de la acești condamnați penali, niciodată n-a fost mai mare nevoie. Mai mult de atât, a spus că în programul lui de prezidențiabil nu face nicio referire la justiție, că nu mai e cazul. Da. Asta e concluzia. Domnule, niciodată n-a fost mai mare nevoie de inițiativa fără penale în funcții publice, pe care noi încercăm să o aducem la referendum. Acum, din păcate, PNL-ul prin președintele Comisiei Juridice de la Senat, Săgârlaș, a blocat acum și vrea să-l amâne, vrea să facă el niște modificări, să o trimită înapoi la Camera Deputaților, dar mesajul pe care românii și vârful politicienilor ăștia care sunt acum sub presiunea alegătorilor, pe care trebuie să-l dăm românilor, este că nu mai tolerăm condamnații penale. Și da. Asta că există în lege acum e un lucru, dar și legea se poate modifica într-o săptămână, au fost legi care au fost modificate și într-o zi sau printr-o ordonanță de urgență. Dar dacă trecem lucrul ăsta în Constituție, dăm un mesaj clar pentru corectitudine, pentru anticorupție către cetățeni, pentru că oamenii s-au săturat să vadă opulență, porbagaje cu bani la politicieni și să-și numere bănuții când merg la supermarket din cauza inflației care nu se mai oprește și probabil și din cauza taxelor care vor veni în ianuarie. Domnule Matei, sper că ne auzim acum. Eu vă aud foarte bine. E bine, vă auzim și noi de data asta. Acuzații de blat, inclusiv făcute de cei de la AUR. L-ați auzit pe domnul Dan Tănase spunând, păi asta își dorește PSD-ul, de ce vă mirați? Își dorește să se repete turul 2, doar că nu va fi așa. Spuneți-ne, ce ne puteți spune despre influența domnului Hrebenciuc în campania domnului Ciolacu, despre dorința dumneavoastră de a intra Simion în turul 2 cu Ciolacu?
Eu vă pot spune în felul următor. Eu astăzi sunt în campanie electorală, iar eu vorbesc despre candidatul meu, Marcel Ciolacu. Nu mă interesează nici Simion, nici Aur, nici PNL, nici nimeni. Cine are impresia că poate muta niște voturi așa doar de... Mă întreb oare cum ai putea tu să faci un astfel de lucru, să muți voturile 20, 30, 50 și așa mai departe. Dacă este sunt în saci voturile, credeți că nu se pot muta niciodată? Nu se pot muta. Eu vă garantez că nu se pot. Oamenii nu poți să-i mai păcălești tu, să-i duci într-un astfel de joc declarativ. Dacă mă întrebați pe mine astăzi, și eu vă spun din campanie, din poartă în poartă, marea majoritate a oamenilor deja au stabilite opțiunile când vorbim despre alegerile prezidențiale sau parlamentare. Așadar, din punctul meu de vedere, cum pot eu, Matei Bogdan, mesagerul Partidului Social Democrat și al lui Marcel Ciolacu, să mă duc să fac un calcul nociv și să spun nu, voi ăștia 30 treceți deoparte și mergeți și băgați pentru George Simion. Numai. Păi stați puțin, mi-e interesant ce spuneți. Domnule Guran, atunci când Partidul Național Liberal vorbește... Spuneți, vă rog, domnul Matei. Gigi Becali are o prietenie și a spus-o foarte clar cu Hrebenciuc, o prietenie foarte bună și sigur că probabil când se sună vorbește și despre politică și despre fotbal. Și atunci la politică și-au dat cu părerea unii cu alții, iar domnul Becali a ieșit public și a făcut... A spus discuția respectivă despre cum ar fi cel mai bun scenariu, probabil văzut prin ochii dumneavoastră. Dar din punctul meu de vedere, vă rog. Acum, dumneavoastră, să nu credeți că PNL-ul, când a vorbit despre voturile transferate de la PSD către Simion, s-a referit la operațiunea aia de persoasiune, să vă duceți la alegători, să-i convingeți să voteze cu Simion. Presupun că nu despre asta era vorba, domnul Guran, nu? Normal că nu. Dar la ce v-ați referit? La asta să se ia din sacul PSD-ului, să se pună în sacul lui George Simion? Normal. Pe altfel cum poți să-l duci în turul 2 dacă îți dorești să ajungă în turul 2? Pentru că în mod natural, credeți-mă că nu va ajunge George Simion. O să vedeți. Pentru că sunt încă mulți oameni care sunt nehotărâți și încet, încet vor ajunge către cei doi candidați care vor intra în finală. Nicolae Ciucă cu Ciolacu. Adică Elena Lasconi și Ciolacu. Da, acum Elena Lasconi pe care Ciucă o roagă să se retragă. Care e reacția dumneavoastră? Da, am mai avut pe domnul Burduja în mai-iunie, care tot zicea că el este exponentul voturilor de dreapta și se agita prin campanie să ne spună cum face tot felul de OZN-uri și alte lucruri. Și a luat sub 10%. Eu cred că aceeași este povestea și cu Nicolae Ciucă, care în majoritatea sondajelor e pe locul 4-5 pentru că a fost scoasă Diana Șoșoacă. Dacă era și dânsa... care e pe locul 2, dar acum știți cum e. Am zis în majoritatea sondajelor. Acum, pe lângă sondaje, care dau o poză de moment și trebuie să fim, repet, că am zis tot ce zic politicienii, oamenii ar trebui să se uite un pic cu circumspecție. Dar oamenii au văzut prestația lui Nicolae Ciucă și la diverse emisiuni de divertisment, unde omul chiar nu pare prezidențiabil de nicio culoare. Adică s-ar putea, dacă stăm să ne uităm cu atenție, vedem că poate lui Ciolacu i-ar conveni mai mult Ciucă în turul 2. Adică, spune și azi. Adică, Ciolacu spune și azi că i-ar plăcea să intre cu Ciucă în turul 2. Dar, și mai încă un lucru. Cred că și PSD-ului și PNL-ului i-ar conveni orice bătălie dintre acești trei. Pentru că aia înseamnă că... Trei, adică Simion, Ciucă, Ciolacu. Simion, Ciucă, Ciolacu. Dar mai ales Ciolacu, Ciucă, pentru că înseamnă că ei își continuă acel plan pe 10 ani despre care vorbeam în primăvară și acum se ceartă de ochii lumii. Repet, nu-i mai crede nimeni că se ceartă. Nu-i mai crede nimeni că se ceartă, dar ei vor să guverneze în continuare. Nu v-am întrebat. Vor în continuare să guverneze împreună, să aibă acces la banii publici. Și de asta ne dorim bătălie între cei doi președinți de partid, pentru că dorim să guvernăm în continuare. Nu schimbă nimic că e Ciucă, că e Ciolacu, România rămâne pe mâinile acelor borfași și care vor să-și umple portbagajele cu bani. Da, bun. Scuzați-mă că vă spun, dar a face comparație între Elena, o respect pe Elena Lasconi fără probleme, și Nicolae Ciucă, să spunem că Nicolae Ciucă nu-i prezidențiabil și ar fi Elena Lasconi, chiar este... Lucrurile sunt extrem de vizibile. Domnul
Guranie, candidat și doamna Lasconi. La asta facem referire. Marcel Ciolacu. Nu e o problemă, dar nu să se afirme. Am văzut că este colegul de la USR. Dumneavoastră l-ați văzut pe Ciucă la Măruță. Domnul Guran, l-ați văzut pe Ciucă la Măruță. Sunteți mândru așa de așa președinte de partid? Haideți să vă spun ceva. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Ciucă de vreo 40 de ani și chiar știu care sunt calitățile lui. Arătați-ne și nouă, că nu le vedem. Stați că avem ceva mai tare. S-a prins lumea cum e cu oratoria, am început să ne prindem cum e cu toți. Ne-am prins și cum e cu campania domnului Joană, adică ne-am prins cu multe până acum. Avem așa, revelații după revelații. Marcel Ciolacu ne spune în glumă cum se pot muta voturile către niște candidați, voturile lui, sigur, el fiind beneficiarul celui mai mare număr de voturi. E o glumă, Marcel Ciolacu răspunde într-o emisiune la un post de radio în această dimineață, într-un dialog imaginar cu președintele Klaus Iohannis. Adică e un personaj care interpretează pe Klaus Iohannis, ca să spunem lucrurile cât se poate de clar. În ziua votului, dă-i avans o oră, două, ca să fie dreaptă lupta, ok? Domnul președinte, eu vă propun altceva. Voturile pe care trebuia să le dau lui Simion, pot să le mut la Nicu? Aoleo, nu știu dacă duce atâtea în spate. Eu zic, rămân la ideea să-i dați un for. Puțin, bă, beți cafeaua liniștit acasă, nu vă grăbiți, nu ieșiți la vot prea. Greaba strică treaba, știți, eu știu foarte bine asta. Eu rămân la ideea că cel mai bine să fie oala acoperită și să-i transfer voturile de la Simion, să le transfer la Nicu, ca să funcționeze lucrurile, mă, sigur. Bine, hai că ne întâlnim și vorbim. Vreau doar să vă mai spun că mi-au plăcut pantofii cu talpă roșie. Superbi, ai dumneavoastră. De unde i-ați luat? După internet, dar nu-s cu talpă roșie. Sunt cu talpă portocalie. Dar dumneavoastră știți că cel mai important la un politician sunt pantofii, pentru că stai încălțat peste 12 ore. Știu, știu. Când găsești ceva care să potrivească, mai ales la vârsta mea, nu la vârsta dumneavoastră, nu-mi permit, la vârsta mea mi se mai umflă picioarele și atunci prefer, când găsesc anumiți pantofi, să iau câte două perechi să fiu sigur. Parcă el ai umor, Marcel Ciolacu, în ultimul timp, o ține din glumiță în glumiță, vrea să arate că e entertainer, că poate să răspundă cu spirit, cu sarcasm uneori la întrebările astea pe care eu nu le înțeleg. Adică nu înțeleg. Am urmărit campanii electorale în România, în Statele Unite, în Franța. Foarte multe glumițe în campanie electorală. Oamenii ăștia nu candidează la postul de entertainer la Sala Palatului. Nu sunt bobonete, sunt candidați la președinția României. Le înțelegeți, domnul? Eu cred că cea mai mare glumă a lui Marcel Ciolacu este programul de guvernare. Nu că nu sunt chestiuni bune pentru România acolo. Gluma este că el le spune de parcă n-ar fi fost PSD-ul la guvernare cel mai mult în ultimii 35 de ani. Și aici este de fapt durerea pentru alegători, care văd un om care este așa jovial și glumește și are prezență de spirit pe unele chestiuni, dar fondul este că omul ăsta este exponentul a ce am avut în politică până acum și care ne-a dus la stadiul ăsta de dezamăgire față de clasa politică și că în continuare, iarăși, fondul glumiței pe care am văzut-o adineori, domne, el e mână-mână cu Ciucă. Și chestia asta nu mai poate să păcălească pe nimeni, că vezi, doamne, Ciucă vine și se luptă acum, își rupe cămașa de pe el, dar a rămas la guvernare cu PSD-ul și votează în continuare același lucru cu PSD. Nici nu mai știm cu cine e păblat, că Marcel Ciolacu zice, stați puțin, că nu mut votul la Simion, mut la Ciucă. Sigur, o spune glumind, dar acum câteva luni lumea se gândea și la scenariul ăsta, să știți. Dacă îmi permiteți. Da, numai puțin, domnul Tănase și apoi domnul Guran, vă rog. Da, vă rog. Da, candidatul Marcel Ciolacu este fără doar și poate, cum știți și dumneavoastră foarte bine, aveți atâta experiență. Candidatul Marcel Ciolacu este incolor, inodor, insipit, nu transmite absolut nimic și evident că încearcă să-l anime, să pară uman, să pară că e de al omului, că e de al locului, că e de al evident, dar toate aceste lucruri sunt complet inutile, pentru că în niciun caz nu vor putea să transmită oamenilor, adică
Noi votăm schimbarea, românii își doresc schimbarea. Și noi vrem schimbare cu cine? Cei care au condus România în ultimii 30 de ani. Și acum, știți cum e? Pe noi, cei de la urmă, nu ne poate acuza chiar nimeni că n-am făcut timp de 4 ani de zile opoziție în Parlamentul României. Am făcut opoziție cu vârf și îndesat și am făcut-o cât se poate de vocal și de foarte multe ori foarte vehement. Și față de cei de la PNL, și față de cei de la USR, și față de cei de la UDMR, și de la PSD. Deci, realmente, în cei 4 ani de zile... Ați făcut opoziție, da. Mai am niște întrebări ca să lămurim situația. După declarație domnului Becali, de care nu vă puteți dezice, că e candidatul AUR pentru Parlamentul. Ce declarații? Unde să mă zic? Doamne ferește, cum să mă dezic? Bun, declarații legate de lobby-ul făcut de domnul Hrebenciuc, de domnul Ghiță pentru domnul Simion. Da, s-a domnul întâlnit, Gigi Becali. S-a întâlnit George Simion cu Ghiță, cu Hrebenciuc. Au existat discuții de-astea de susținere pentru Simion cu aceste personalități? Ferească Dumnezeu, nu. Aveți vreo dovadă, există... Păi, dar eu vă întreb, domnule, nu mă întrebați pe mine dacă am dovezi. Dovezile păi către faptul că sunt personalități? Puțin, că nu puteți să sunt personalități. Da. Evident că nu, dar eu asta am spus și în prima mea intervenție. Foarte important de subliniat. Noi nu căutăm pe nimeni ca să adunăm voturi pentru George Simion. George Simion e pe stradă, e în târguri, e la Pechea, la Galați. Noi nu căutăm pe nimeni. Alții ne caută pe noi... Vezi, Doamne, ca să ne facă un bine. Și noi am spus în permanență, nu mulțumim frumos. Noi suntem printre români, domnul președinte Simion este în piață, este printre oameni, e în mijlocul Bucureștiului, pleacă, o să plece în diaspora. Nu avem nevoie... Domnul Tănase, pentru întrebări nu e nevoie de dovezi. Întrebările se adresează, iar dumneavoastră, dacă simțiți nevoia să fiți sinceri, sunteți, dacă nu, ne spuneți ce ne spuneți. Am fost întotdeauna sincer și înainte să fiu... Cum politic am fost jurnalist. Sunt niște colegi ai dumneavoastră din AUR care au plecat din partid. E scandalul pe care presa deja l-a publicat în ultimul timp legat de faptul că li s-ar fi cerut bani ca să candideze la Parlament. Cât sunt în total? 3 sau mai mulți? În primul rând, nu e vorba de niciun scandal. În al doilea rând, practic noi suntem acuzați că respectăm legea. Legea în România spune foarte clar cum se finanțează campanii electorale. A fost tot pe lege. Spune nici George Simion, nici Dan Tănase, nici Marius Dea, nici Taur. Legea, care sunt contribuțiile candidaților, pe ce se pot cheltui banii, care este cuantumul total al banilor, cine vine cu acești bani. Deci spune foarte clar legea. Noi, practic, suntem acuzați că respectăm legea. Acuzația este fără doar și poate ridicolă. Înțeleg câțiva colegi care sunt supărați că nu s-au mai regăsit pentru un loc de parlamentar, care mureau să fie parlamentari. Mureau? Dar mai mult de atât, sunt pur și simplu niște aberații, pentru că, repet, legea spune foarte clar. Asta facem noi. Respectăm legea. Da, domnul Matei, vă rog. L-am ascultat pe domnul deputat, dar n-are dreptate deloc. Dacă tu ai un coleg în partid care în plenul Senatului cere demisia partidului din care face parte, a președintelui, vicepreședinților, ce să ne dorim mai mult? Este foarte clar că acolo sunt lucruri necurate și v-am dat doar un simplu exemplu. Pentru că de-a lungul timpului... Lucruri necurate la AUR, ferească Dumnezeu! Domnul deputat, aveți colegi parlamentari care îmi fundă pușcăriile și ne spuneți tot de lucruri necurate. Domnul Matei, ziceți-ne ce lucruri necurate, că sunteți așa plin de metafore și nu înțelegem. Păi dumneavoastră credeți că dumnealor iau cuvântul în plenul Senatului doar de dragul de a te auzi? Au spus foarte clar că acolo se cer anumite sume de bani, că sunt donații, că nu sunt donații. Aveți declarațiile colegilor dumnealor și de la Camera Deputaților, care au spus foarte clar de sume, n-am spus-o eu. Dar revenind și la problematica, pentru că în această perioadă toți sunt învingători și înțeleg. Barometrul cel mai corect este cel de la alegerile locale, unde oamenii au spus că Partidul Social Democrat este primul în opțiunea dumnealor. Restul, ei pot discuta foarte multe în acest moment. Putem să spunem cine va fi în turul 2, în turul 3, 5, 9, mai puțin este important acest moment. Cel mai bun barometru este votul pe care l-am înregistrat. Și dacă tot râde domnul deputat,
îi transmit de exemplu vis-a-vis de partidul din care face parte că la Vâlcea n-au reușit să câștige absolut nimic. Așadar, fac doar declarații și nimic altceva. Bine, imediat, domnul Ilie, e o informație importantă azi, pentru că domnul Guran spunea că asta e metoda, de se ia dintr-un sac și se bagă în alt sac. Adică toată lumea vorbește acum despre felul în care voturi de la PSD ar putea să treacă spre AUR, de exemplu. Sunt doar presupuneri, sunt declarații politice, dar în București, la alegerile locale, domnule Ilie, cel puțin 10.000 de voturi la alegerile locale din București au dispărut din documentele oficiale. Ele nu mai sunt. Scrie și Europa Liberă astăzi despre ele. Avem nevoie fără îndoială de o reformă a sistemului electoral din România. Au fost nemulțumiri pentru că pe legislația existentă s-a refuzat renumărarea unor voturi, lucruri care ar fi putut să lămurească multe chestiuni cu privire la corectitudinea procesului de vot. Dar mă întorc un pic la chestiunea, acuzația făcută de Ringo Dămureanu, cum că de la AUR, care spune că George Simion i-a cerut 60.000 de euro pentru a fi pe listă. Ok, o declarație a unui membru tocmai exclus probabil din AUR. Eu am avut încă din 2008 cunoștințe care spuneau, care erau membri în PSD și care spuneau există preț pentru fiecare funcție, aia de consilier local, aia de parlamentar și așa mai departe. Lucruri vorbite de oameni din PSD la vremea aia când nici nu exista, nici USR, nici AUR. Deci lucrurile astea sunt extrem de grave. De altfel, în 2016 eu am fost membru fondator la filiala USR din Brașov. Au existat oameni care au venit cu asemenea narrativă către noi și au zis, domnule, dacă mă puneți pe mine primul pe listă, vă aduc atâția bani. Ziceau atunci 20.000 de euro. Oamenii aceia au fost excluși din USR pentru că noi nu tolerăm așa ceva. Trebuie curățată clasa politică și banii pe care îi aduci în politică și modul transparent sau netransparent în care o faci și condiționările ar trebui să fie foarte atent verificate de structurile de arbitraj sau de integritatea ale partidelor. Da, pentru că tot vorbeam despre felul în care se pot muta voturile, să nu uităm un caz concret, voturile pe care UDMR-ul le-a câștigat, nu știu, prin Telorman, în sudul țării, acolo unde, după cum știți, minoritatea maghiară nu este generos reprezentată și totuși au existat suspiciuni de voturi băgate în satul, în sacurile UDMR-ului. Că așa se fac lucrurile în România. Domnule Guran, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Am trecut prea repede peste aceste declarații ale lui Gigi Becali legate de, citez, cel mai puternic om din România, un om de care îmi e frică, spune domnul Becali. Domnul Ciolacu înțelege și declară public că Gigi Becali face referire la domnul Pahonțu. Cum vedeți aceste referiri? Cum vă sună dumneavoastră? Este domnul Pahonțu cel mai puternic om din România, așa cum zice Gigi Becali? Eu știu că cel mai puternic om din România este președintele, nu cel ales de oameni. Nu știu sincer să fiu la ce se referă Gigi Becali când spune de Pahonțu. Nu știu cu ce poate să fie Pahonțu cel mai puternic din România. Da, e posibil să cunoască între ei ceva acolo. Cert este un lucru. Trebuie să fim foarte atenți acum, să fie o luptă cinstită și să nu se facă ceva care poate să eludeze rezultatul corect. Asta este foarte important în România. Sunt foarte multe declarații politice, văd fiecare spune că nu știu ce aranjamente s-au făcut. Vă spun că este o bătălie corectă și foarte puternică între PSD și PNL. Nu este niciun aranjament sau jocuri de culise de astea, că ne facem doar că ne certăm. Nu, este o bătălie hotărâtă între noi. Este o bătălie hotărâtă între noi. Deci o să vedeți că acest lucru se va și materializa Două secunde, sunteți în aceeași casă, să zicem, la guvernare. E nevoie de vreun ordin de protecție pentru bătălia asta? Stați un pic, că la guvernare, în afară de AUR, care n-a avut când să fie până acum, toți au fost pe la guvernare. Dar sunteți împreună acum. De trei ani de zile guvernați cu PSD-ul. Au zis,
trebuie să faci 51%, lăsați-mă cu asta. Ce trebuia să facem? Să lăsăm țara de izveliște când USR-ul s-a hotărât să... să facă moțiune. Să ce, ne-ați dat afară de la guvernare și l-ați schimbat apoi pe Câțu. Noi doar am zis că trebuie schimbat Câțu și l-ați schimbat pe Câțu. Nu mă face să spun mai multe, că totuși eu un bun simț. Așa, ce să spun? Să vă spun că... L-ați schimbat pe Câțu, lucru pe care voiam și noi să facem cu moțiunea de cenzură. Nu, el candidează, mă întorc totuși la declarațiile astea, că le tot citesc și mi se pare că oamenii trebuie să înțeleagă contextul în care se poartă discuțiile de din afara ecranelor de televiziune. Aici recunosc că aveți punctaje de partid, aveți și constrângeri, că doar nu o să veniți să ne spuneți nouă toate analizele și toate calculele pe care le faceți, e de înțeles. Citesc din domnul Becali, mi-a spus Pandele și nu-i dau numele că mi-e frică de omul ăsta, că ăsta conduce România. Nu-i dau numele că nu vreau să am problemă, că e și om de treabă. Omul ăsta a zis, dacă intrăm în turul 2 și Ciucă și Simion, îl bate măr pe Ciolacu, spune omul ăsta. Domnul Matei, vă rog. Din punctul meu de vedere, Gigi Becali este un one-man show. De foarte mulți ani domnia sa asta face. Orică se pronunță la politică, orică pe la fotbal, ori în business-uri, asta face dumnealui și nimic mai mult. Din punctul meu de vedere, nici nu pot să comentez foarte mult declarațiile domniei sale, pentru că repet, știm foarte bine că are o prietenie îndelungată cu domnul primar Pandele și atunci sigur că discută, n-au discutat doar acum, ci discută de foarte mult timp despre politică, scenarii și noi când ne vedem și eu dacă mă văd cu un prieten, sigur că facem tot felul de scenarii, cum ar fi mai bine, cu cine ar fi mai bine și așa mai departe. Sunt normale astfel de lucruri. Singurul avantaj al domnului Becali este acela că este preluat de fiecare dată și foarte mult mediatizat. Însă, repet, pe fond nu există dovezi, nu există probe și nimic altceva. Sunt doar declarații ale domnului Becali și nimic mai mult, care sigur a avut și are în continuare. Am înțeles. Mulțumesc, Bogdan Matei, mulțumesc, domnule Guran, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Victor Ilie, pentru comentarii. Facem o foarte scurtă pauză și ne întoarcem. Sume uriașe au intrat în contul partidelor pentru campanie electorală în urma unei rectificări bugetare care a fost făcută tacit, pe șest, cum se spune, pe data de 9 octombrie 2024. Despre ce sume este vorba, vă spunem de la ora 14. Tot atunci, despre o operațiune interesantă care are loc la Chișinău, alegătorii care ar fi votat după ce au luat bani din Rusia sunt chemați la poliție. Avertisment al secretarului de stat american Antony Blinken în legătură cu turul al doilea al alegerilor din Moldova și cu imixtiunile pe care Rusia le-ar putea avea în acest proces electoral care va avea loc peste mai puțin de 2 săptămâni în Republica Moldova. Discutăm despre toate de la ora 14. Vă aștept!